27, începând cu versetul 62 și de capitolul 28. Pecetuirea mormântului. A doua zi, care vine după ziua pregătirii, preoții cei mai de seamă și fariseii s-au dus împreună la Pilat și au zis: Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă în viață, a zis: După 3 zile voi învia. Dă poruncă, dar ca mormântul să fie păzit bine până la a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicului noaptea, să-i fure trupul și să se spună norodului: a înviat din morți. Atunci înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea din tâi. Pilat le-a zis: aveți o strajă, duceți-vă de păziți cum puteți. Ei au plecat și au întărit mormântul, pecetuind piatra și punând strajă. La sfârșitul zilei sabatului, pe când începea să se lumineze, în ziua întâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus, care a fost răstignit. Nu este aici. A înviat după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zicea Domnul. Și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. El a plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie, și au alergat să dea veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți! Duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani și le-au zis: spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea, pe când dormeam noi, și l-au furat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vă vom scăpa de grijă. Ostașii au luat bani și au făcut cum i-au învățat. Și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Am citit acest pasaj ceva mai lung, să ne dăm seama de amploarea evenimentelor, de importanța acestui eveniment pentru vremea respectivă, dar și pentru noi. Dintre toate evenimentele din lumea aceasta, învierea Domnului este considerată ca cel mai mare eveniment care a trăit omenirea. Sunt multe religii în lume și aceste religii au câte un fondator. Însă toți fondatorii aceștia sunt morți. Singurul fondator care este viu este Domnul și Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos. De aceea, frați sfinți, îndemnul meu pentru seara aceasta, la această sărbătoare, este să fim plini de bucurie. Amin. Că dacă Hristos este viu și noi, prin credință în sângele Lui, suntem vii și avem parte de viața veșnică. Amin. Cel mai important lucru din viața unui om este mântuirea sufletului.
Și aceasta nu se poate face decât numai prin credință în Domnul Iisus Hristos. Amin. Sunt pași clar pe care Domnul Iisus i-a stabilit pentru un om ca să ajungă la starea de neprihănire. Starea de neprihănire, adică fără vină înaintea lui Dumnezeu, se capătă prin credință în sângele Lui. Acești frați, aceste surori, aceste suflete au crezut că Iisus Hristos este Domnul. Au crezut că sângele Domnului Iisus Hristos le poate ierta păcatele. Și astăzi încheie un legământ în apa botezului, pentru că vor și noi vrem ca odată cu ei să moștenim împărăția la care ne-a fost chemat. Uitați-vă dumneavoastră problema învierii Domnului. A fost o problemă și pe vremea Domnului Iisus. Era o partidă de oameni numită Saducheii care nu credeau în învierea morților. Astăzi sunt oameni de asemenea care nu cred în învierea Domnului. Și vă mai spun un lucru greu. Sunt oameni din biserici, sunt oameni slujitori care ajung să-și pună la îndoială învierea Domnului. Oare va mai fi înviere? Oare va mai fi? Și astfel determină și pe oameni, slăbesc inima oamenilor în loc să întărească. Cuvântul lui Dumnezeu astăzi vine și ne arată că Hristos a înviat din morți. Amin. Ba mai mult, scumpii mei frați și surori, aș vrea să vă mai spun că Apostolul Pavel și nu numai el, dar și ucenicii, imediat când au început să vestească Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, au vestit moartea și învierea Domnului. Și credința creștină se bazează pe faptul că Hristos a înviat. Sunt câteva lucruri importante pe care Apostolul Pavel le abordează în Biserica din Corint și spune așa: vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o și în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. Ce fel de Evanghelie predica Apostolul Pavel? Ce fel de Evanghelie predica ucenicii? Că ei erau martori nu numai la moartea Domnului Iisus Hristos, dar și la învierea Lui. Nici ei n-au crezut, să știți, de învierea Domnului. Și lor li s-a părut ceva extraordinar. Dar când li s-a arătat Domnul, gândiți-vă reacția lui Toma. Nu voi crede, spunea el, până când nu voi pune eu degetul în rana și în coasta lui și în mâinile lui, eu nu voi crede. Și când a dat ochii cu Domnul, ce s-a întâmplat? Vino, Tomo, depune mâinile în coasta mea și în rănile mele. Dar ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Noi n-am văzut, fraților, dar noi credem că El este viu. Altfel, priviți mai departe. V-am învățat că înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Iată o sumedenie de oameni care au fost martori la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Și aceștia au depus mărturie că Hristos s-a înviat. Dacă n-ar fi înviat Hristos, fraților, surorilor, Duhul Sfânt n-ar fi fost dat pe pământ ca să fie cu noi și în noi. Și vă mai spun, iată că El va fi cu voi și voi veți fi martori până la marginile lumii. Noi suntem martori și propovăduim despre învierea morților. Spune mai departe, scumpii mei aici, despre însemnătatea morții învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Iată, dar
Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii din voi că nu este învierea morților? Cred că cea mai mare problemă pe care oamenii și-o pun este aceasta. Cu adevărat Hristos a înviat? Amin. Am stat de vorbă cu mulți oameni și mai dau cu potul și spun, dai, pot crede una alta, dar chiar să învie un om din morți, parcă nu. Parcă e cu el. Uitați-vă, fraților, surorilor, aș vrea să citesc aici la Faptele Apostolilor, capitolul 17, o reacție a oamenilor când au auzit despre învierea Domnului. Propovăduia în Tesalonic Apostolul Pavel. Și printre multe altele, el zicea, el a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anume vrem și a pus anumite hotare locuinței lor ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească vâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poieții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel, da, fiindcă suntem din neam de Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeu este asemenea aurului sau argintului sau pietre cioplite, cum este sucirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oameni de pretutindeni ce să facă? Să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Poate, fraților și surorilor, sunt și între noi în seara aceasta oameni care vor spune asupra acestui lucru, unde care-i treaba, te vom asculta altă dată. Eu cred că este vremea potrivită, fraților și surorilor, să credem că Iisus este viu. Dacă n-a înviat Hristos, voi trece fugitiv prin aceste însemnări Apostolului Pavel, căci dacă nu viază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, spunea el, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au dormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-a pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Când este vorba să credem de învierea morților, este foarte mare lucru. De aceea, fraților și surorilor, lucrarea de scrământuire este o lucrare divină sub protecția, sub lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Când Duhul lucrează la inima ta și te cercetează, lasă-te lucra de El. Când Duhul îți dă ghes, te îndeamnă să deschizi Scriptura și să cauți părtășie cu Domnul, cum spunea și scumpul nostru frate oaspet, lasă-te lucra de Domnul. Apropii-te de Scriptură. Cere de la Dumnezeu lumină și călăuzire sfântă. Cere ca Domnul să te lumineze, să-ți facă să-ți descopere care este voia Lui. Dacă îl vei căuta dintr-o inimă curată, vei ajunge să înțelegi adevărul. Acest adevăr care te face slobod și El îți va da viața veșnică. Pentru că Dumnezeu te iubește. Oricine ai fi tu aici, trebuie să știi că Dumnezeu te iubește. Astăzi este o vreme potrivită, o vreme hotărâtă în care poți încheia un legământ cu Domnul. Poți face pace cu Dumnezeu.
pentru că moartea Domnului Iisus Hristos a făcut ceva. A satisfăcut dreptatea Domnului. Și Dumnezeu a dat oamenilor dreptul la mântuire. Până atunci, numai evreii aveau dreptul să-L cunoască pe Dumnezeu și să aibă parte de Dumnezeu prin lege, dacă ascultau de lege. Dar taina Evangheliei, taina Domnului Iisus Hristos, tot Apostolul Pavel ne-o arată, că a făcut din doi una și a surpat zidul de la mijloc. Ce însemnează aceasta? Legea și prorocii au ținut până la Ioan. De la Ioan Botezătorul încoace împărăția cerurilor, se ia cu năvală. Și cine pune mâna, cine crede, pune mâna pe împărăție. Amin. De ce oare suntem noi în vremurile aceștia nepăsători față de o mântuire atât de mare? De ce oare ne mai împiedicăm când este vorba de glasul Domnului? Te cheamă Dumnezeu, bate la ușa ta, lucrează! Și noi suntem nepăsători. Asupra acestor lucruri, Doamne, păstorule, predicatorule, diaconule, slujitorule, te vom asculta altă dată. Avem alte probleme de rezolvat. Nu iubiți lumea, nici lucrurile în lume, spune Ioan. Căci lumea și cu poftele e pierdut. Dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în viață. Aș vrea să mai citesc, fraților, tot fugitiv așa câteva cuvinte din Evanghelia după Ioan. Sunt câteva cuvinte foarte importante aici pe care aș vrea să le citesc. Capitolul 5. Fratele Sorin a început să citească de aici, la timpul de închinare. Având în vedere că avem și lucrarea aceasta de cină, am spus că o să amintesc fugitiv din mai multe locuri, ca să amintim despre toate aceste lucrări pe care le avem noi în biserică. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Nu vă interesează viața veșnică? Nu vă interesează mântuirea? Nu vă interesează unde vă veți petrece veșnicia? Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când toți cei din morminți, când toți cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, și cei ce vor asculta vor învia. Oare n-am ajuns să credem noi Evanghelia? N-am ajuns să credem noi pe Domnul Iisus Hristos de cuvânt? Căci după cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viața în sine. Și a dat putere să judece, întrucât este Fiul al omului. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui. Și eu voi auzi glasul Lui și dumneata vei auzi glasul Domnului. Problema este ce-ți va spune? Ce-mi va spune mie? Veniți binecuvântații Tatălui de moșteniți împărăția? Sau vă va spune duceți-vă de la mine în focul cel veșnic blestemaților? Așa spune cuvântul. Mare jale va fi atunci. Mare durere. Parcă acum când te rogi și simți că rugăciunea ta n-a ajuns la tronul milei și al slavei lui Dumnezeu și că nu primești la rugăciunea ta datorită faptului că nu ești pregătit. Că nu ești pregătit înaintea Domnului, parcă simți în inima ta așa un gol, o durere, o amărăciune, că nu te-ai ridicat la starea cerută de Domnul. Dar atunci când în spatele tău se va așterne veșnicia, ce ai să te faci? Vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Judec după cum aud,
și judecata mai este dreaptă, pentru că pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Grozav lucru este să cazi în mâna lui Dumnezeu. De aceea, scumpii mei frați și surori, îndemnul meu în seara aceasta este acesta: să ne împăcăm cu Dumnezeu. Pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. Nu știm ziua de mâine, nu știm ce vremuri vor veni. Uitați-vă dumneavoastră cum se cumpără tancuri. Germania a mai cumpărat tancuri, dincolo rușii fac manevre și așa mai departe. Nu știm ce vremuri vin. Scriptura ne arată că în vremurile de urmă vor fi vești de războaie, vor fi ciun, boli, pustiiri, foamete și așa mai departe. De ce nu vrei să ai parte de protecția și de binecuvântarea lui Dumnezeu? Binecuvântarea lui Dumnezeu te va duce în prezența Lui. Vei avea pace cu Domnul. Vei avea bucurie. O bucurie pe care lumea nu o are, pentru că această bucurie este trăită prin prezența Duhului Sfânt care este în noi. El ne-a dat un Duh de înfiere. Ne-a dat Duhul Sfânt care ne face să strigăm Ava, Tată. Dacă l-ai pe Hristos, ai viața veșnică. Spune Domnul Iisus Hristos în rugăciunea Lui, pe care am citit-o marți, seara, în mijlocul bisericii: Tată, eu în tine și tu în mine. Și El spunea că eu mă rog și pentru ei, ca ei să fie una în mine, cum eu, Tată, sunt în tine una. Credința Domnului Iisus Hristos îți dă dreptul să te numești copii al lui Dumnezeu. Una cu Tatăl, una acea sfințire pe care o dă adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Dacă noi nu credem în învierea Domnului, îl facem pe Domnul mincinos. Acum, scumpii mei frați și surori, aș vrea să vă mai spun câteva lucruri despre lucrarea aceasta deosebită de botez pe care o avem în mijlocul nostru. Nu este o invenție a noastră. Nu este o invenție a noastră. Este porunca Domnului Iisus Hristos. După ce a înviat Domnul Iisus Hristos, le-a spus femeilor: duceți și spuneți ucenicilor să se ducă în Galileea. Acolo pe munte mă voi duce la ei și ei mă vor vedea. Uitați-vă, când s-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos, le-a spus: duceți-vă și faceți ucenicii toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Uitați-vă dumneavoastră, aceștia sunt ucenicii Domnului. Și ei au fost ucenicizați, ca să spun așa. Au participat la o catecheză, la o învățătură în care am amintit câteva lucruri din activitatea Domnului Iisus Hristos. Am stabilit câteva lucruri potrivit cu nevoia omului de a desfinți, de a se apropia de Dumnezeu. Ce înseamnă nașterea din nou pentru oamenii aceștia? Au o schimbare. O schimbare datorită prezenței Duhului Sfânt în inima lor. Prezenței Cuvântului lui Dumnezeu care lucrează în inima lor. Ei s-au răstignit firea pământească și uitați-vă dumneavoastră, Roman capitolul 6 ne spune tot Apostolul Pavel referitor la lucrarea aceasta a Domnului Iisus Hristos de moarte și de înviere. Nu știți că toți cât am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Fraților, surorilor, noi am murit odată cu Hristos. Am înviat odată cu El. Aleluia! De aceea noi trebuie să credem lucrul acesta, fraților. De ce oare suntem așa de, ca să spun așa, de clătinați, de orice fel de învățătură? Erau și pe vremea aceea și Apostolul spunea că unii se lasă clătinați așa ușor, precum că învierea Domnului ar fi și venit și răpirea ar fi fost și loc și fel de idei
care vin și care sunt în afară de Scriptură. De aceea, fraților și surorilor, haideți să rămânem la Scriptură. Încă doar câteva versete aș vrea să mai amintesc aici, după care ne vom apropia de lucrarea aceasta. Versetele acestea se găsesc în capitolul 9-10 din Romani. Și spune cuvântul lui Dumnezeu așa: credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Poate ne întrebăm cum au ajuns ei să creadă, ce fenomen s-au produs, cum ați crezut dumneavoastră? Și spune așa: dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Și iată că începând cu apostolii care s-au dus în toată lumea și au început să vestească Evanghelia, și noi, scumpii mei, vă vestim Evanghelia Părăției lui Dumnezeu. Voi o ați auzit și voi credeți în această Evanghelie. Și astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credință din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisire cu gura se ajunge la mântuire. De aceea, frații mei, în fața apei, în fața martorilor văzuți și a celor nevăzuți, noi îi voi întreba pe acești candidați dacă cred în Domnul Iisus. Dacă cred că sângele Domnului Iisus Hristos îi poate curăți de orice păcat. Și pe baza mărturiei lor, noi vom boteza, după cum am citit în porunca Domnului Iisus, în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Fie că această lucrare să fie pentru mântuirea lor și a celor care încă nu au. Fie ca Duhul Sfânt să lucreze la inima noastră și toată slava să fie a Domnului Iisus Hristos. De aceea, frați sfinți, am vrea în aceste momente să ne ridicăm înaintea Domnului și să cerem binecuvântarea Domnului mai departe peste lucrarea aceasta prin fratele Imbanatoro, fratele Marian, ne va conduce în rugăciune și ne va apropia să săvârșim această lucrare.